Ți-ți plac copiii? Da. Vreau mă fie cât de 10 ani. Știu. Și ai dorit să mai ai copii? Da. Uite, eu vreau 5 copii. Aoleu. Da, aș dori. Bun găsit, oameni buni, într-un episod din Andiamo a Casarte, adică hai să ne căsătorim, hai să vedem pe cine avem în această ediție minunată și să dăm like! Dragii noștri telespectatori ai postului Canal 5, post de televiziune în care promovăm valori și ne propunem neapărat în cadrul ediției cu genericul. Neapărat valori! Doar să unim destine. Da. Suntem o platformă în care chiar ne propunem și chiar ne bucurăm când vin oameni minunați și le venim în ajutor. Da. Le găsim partenerul de viață. Eu sunt... Hai să fim serioși, eu n-am văzut până acum la emisiunea asta cineva să se căsătorească pe bune. Adică au venit tot timpul, ultima dată au venit unul, era îmbrăcat în leu, guys. În leu, în costum, nici măcar nu și-a dat costumul jos. Aceiși, Lență, Gheorghiță, rămâneți, faceți-vă comod. Pentru da, că dăm start și acestei emisiuni. Da. Din start facem cunoștință cu Miri din această seară. Gheorghe, Ruslan, Ivan, heroina este super. O tânără frumoasă care abia a pășit în 33 super. De ani, deja are doi copii minunați și este în căutarea unui celui mai sper bun. Sper doar să nu fie în rusă. Îi spune Irina, rămâneți alături de noi să vedem dacă unim oriba destine. Cât de multe ori e în română, Irina, dar uneori e și în rusă. Irina, 33 de ani. Bună! A absolvit la Iași mai întâi liceul, apoi și colegiul de medicină. Este cosmetolog. Mă gândesc că nu putea... prima dată facultate și după aia liceu, dar în fine. Acum însă soarta i-a mai oferit o șansă de a se afirma în domeniul producției video. Ia! Până și visul ei cel mare e ca filmul în care se filmează să fie unul de succes. Din fosta căsătorie, Irina are o fetiță de 14 ani și un băiețel de 4 anișori. Cu fostul soț menține relații amicale și discută tot ce e legat de copiii lor. În general, Irina iubește copiii și își dorește o familie numeroasă, desigur. Cum adică în general? Pe ori iubește, ori nu. Adică ce voia să zic, în general iubește, dar pe a ei nu prea. Că altfel ar fi zis, în general nu prea iubește copii, dar pe a ei da. Există un dar acolo. Există niște copii pe care nu iubește. Și să sperăm totuși că nu s-a ei. Dacă viitorul soț va fi capabil să o întrețină, acesta ar mai trebui să păi fie că nefumător, se întreține singură. Să nu consume alcool în exces, să fie... Acum ce înseamnă în exces? Că și vă iertați-mă, nu, să nu se supere nimeni pe mine, dar și vorbim de Republica Moldova. Înalt, blând, să nu mintă și cel mai important, să iubească copiii. Ok. Că ea în general îi iubește, din nou ne... da. Irina, bine. Bună seara. Ok. Bine m-am găsit. Bă, da, ce ne bucurăm să te vedem. Uită-te unde-i cu ochii, bă, da, ce ne bucurăm să te vedem. Dar ce pepinieră puternică aveți, doamne Irina, adică, Ce mai faci? Ce întâmplări prin viață? Foarte bine. Dar nu se uită în ochii ei. Decolteu atât de generos că lumea, nu știu, doar, nu doar cei care sunt de cazul. Măcar, știi, măcar nu s-a prefăcut că nu se uita acolo, măcar a început discuția așa. Stai un pic, mi se pare mie sau i s-a desprins geana? Asta așa trebuie să stea? De ce albastru, de ce nu roșu? Așa tradițional? Nu, a fost doar preferința mea, nu ceva deosebit. Are vreo istorie ceva trandafirul tău? Nu, doar îmi plac florile. E foarte simpatică, da. Da, i-au și fugit un pic ochii de... Cea mai frumoasă realizare, doi copii crește o fată de 14 ani și un băițel de 4 anișori. Ai fost cândva plecat în Olanda, în Olanda ți-a găsit partenerul de viață în care ai avut încredere, cu care cu siguranță credeai că o să formezi o familie, dar nu a fost să fie. Dar tu scrii în anchetă că îți dorești să fii mămica, mai mult copii, îți dorești deci mai vrea de 5, copii? O casă plină de copii. De unde vine această feblețe? Eu am 4 frați mai mari decât mine. Ok. Dar câți copii sunteți la mama? 5. Păi dacă ea mai are 4 frați și ea e una, 4 plus... 3! Deci tu ești mezina? Da. Cea mai răsfățată? Da, da. Și ai decis că trebuie să faci tu ca mama? Da, da. Deci să mai dorești copii? Deci la mine fericirea constă în copii. Mm-hmm. Păi, normal, copiii asta e primul loc. Da, da, da. Ce aștepți tu de la o nouă relație? Să-i facă copii, doamnă! Tu ai casă, ai... masă, ai mașină, ai un job, ai perspectivă, ai doi copii, două apartamente. Uh-huh. Ce aștepți tu de la relație, de la bărbatul? Stai un pic, de ce o zice ca și cum de la o nouă relație ar trebui să te aștepți la lucruri materiale? Că a adresat-o ca și cum tu deja ești, ai de toate în viața ta, mai puțin iubire. Ce aștepți de la un bărbat?
V-am ascultat cu atenție ce spune Irina. E, domnișoară, sincer, de fapt, berbecii sunt sinceri. Aha. Dacă au de spus, spun așa, cum așa este. Așa e, doamnă. Bine, probabil că relația din care a ieșit cu fostul soț, mai bine zis cu tatăl copilului, da? Deci a lăsat niște amprente și aici n-am putut să dezvolt. Colegele mele n-au dezvoltat mai mult, dar eu aș vrea să adaug cât de important pentru tine este să te orientezi și să întâlnești partenerul acela care va împărtăși împreună cu tine tradițiile familiei. Iată cât tu de tatuată nu ai fi și cât de frumoasă și modernă nu ai fi, dar pentru tine, într-adevăr, foarte mult contează tradiția. Încerc să dezlușesc graiul moldovenesc, dar aici mi-a dat cu... Deci cât de tatuată nu ai fi, tu... Da, e, ha? Eu n-am înțeles. E foarte strict, regulile sunt strict. Exact, există... Crăciunul e în familie, da? Exact. Cum am ajuns la sărbători? Crescut în tradiții, crescute cu Paște, cu Crăciun, cu ce familie, cum să ne întâlnim. Bărbatul să fie, ok, cam problematic la femeile berbeci să acorde supremații bărbaților, dar bărbatul oricum să fie cel pe care să pot să mă pot baza, ceva de genul. Însă... Ce aud eu și ce văd eu acum. Da. Tu ai luna în taur. Apropo, adaugă și mai mult la tradiție. Toți foștii mei au fost tauri. Tații copii? Păi cred și eu că... Mă rog. Lor au fost tauri, da? Sau partenerii? Da, partenerii. Ideea este că tu ai luna foarte puternic în taur în casa a cincea. Deci la tine mai mult este motivația de a... Eu stau de multe ori și mă gândesc cum apar denumiri luna în taur în casa a cincea. Mai sunt 4 case. Câte case mai sunt după 5? Cine alege numerele astea? Nu o să înțeleg niciodată astrologia. Eu mai mult aș vedea acum motivația nu de a întâlni Haideți, doamnă, să trece la soț, dar mai mult aș vedea a întâlni un bun tată pentru copii. Pentru că în viitor apropiat, în harta natală, sunt predispoziții de a prinde o sarcină foarte degrabă. Foarte. Asta a fost un fel de... Hai să nu-l mai numim soț, că așa nu rămâi cu el, dar tata pentru copii, dacă aia poate să facă și rămâne și după ce pleacă tot tata copilului e. Ce vreți să ziceți, doamnă, că urmează să îi se facă un al treilea copil cu un al treilea bărbat și nici ăla să nu rămână? Sau că poate femeia vrea să se așeze la casa ei? Însă, tu deja ai trecut peste scenariul ăsta, dublu, mai ales ultima dată. Eu totuși recomand să ai încredere, să-ți găsești un prieten, un prieten de suflet, un prieten cu care să faci o echipă. O echipă. În care să nu-ți limiteze. Așa se numește acum. Libertatea. Doamne, și eu am făcut în liceu echipă cu multe fete la competiții de astea sportive, dar n-am făcut copii cu ele. Dragă rămâneți alături de noi pentru că este momentul potrivit. Vreau să vedem Vine dacă este potrivit orba cu Irina noastră de această seară, primul Mire. Să-l invităm și să-l cunoaștem. În sfârșit, primul Mire! Ala-i tati! Ia, cine vine? Ce-a zis? O da mâna cu el și după aia s-a dus, au zis. I'm not respecting that. Gheorghe, 37 de ani. A absolvit facultatea de drept, iar acum lucrează la secretariatul Parlamentului. Locuiește cu părinții. Este o persoană foarte liniștită și calmă și nici vicii sau deprinderi proaste nu are. Acum are un pic, cum mâncatul și ăsta pare că, adică nu-i chiar sănătos. Drept că uneori faptul că este prea liniștit îi poate juca festa. Păi are o pasiune. Ce joacă festa? N-ai numai una? Eu știam că de obicei astea care se joacă-s feste, că-s mai multe că... Gustul delicat la festa cappuccino. Parte pentru sport, joacă basket, fotbal, joacă basket, volei și tenis. Volei? Se mândrește cu studii. Haideți, doamne, dă-i pace, că eu n-am nicio problemă cu domnul, că na. Dar se vede că nu face chiar atât de mult sport sau undeva ceva greșește, că... ...ile pe care le-a făcut, dar și mai mult, cu fiica sa, pe care o iubește enorm. Fiică. Cu fosta soție au trăit împreună 4 ani și jumătate, dar s-au despărțit din cauza neînțelegerilor. Acum comunică civilizat, doar au de crescut împreună un copil. Gheorghe își dorește o viață fericită, să fie iubit și prețuit, alături ar vrea să aibă o femeie blândă, deșteaptă, cu sufletul deschis și prietenos. Nu cred dacă că... va fi blondă, înaltă și nefumătoare, și mai bine. Ok, sunt super curios cum Gheorghe o să decurgă. Bună seara! Bună seara!
Nu te-am văzut de un an. De ce am mai fost? Ce mai faci? Ce fac? Sunt în căutare unui nou loc de muncă. Uite, în concediu, acum am venit aici. Zici că mi-amintește de botezatul. Haideți să vedeți noua locuință. M-am mutat într-un penthouse foarte drăguț la Magia Bucureștiului, da? În calitate de? În calitate de jurist sau în domeniul logistică. Exact, tu ești absolvent de facultate de drept. Da. Ai vrut secretarul... secretar. Fii atent că i-au lipit genele la loc. E un pic mai la ăsta și nu mai stau așa desprinse cum stăteau aia. A, vedeți? Creatul Parlamentului, bine, în calitate de? De consultant superior. Și acolo și nu mai au nevoie de tine? Acolo a fost reducere de cadre și s-a redus funcția mea și... Și nu te poți reprofila în altă, tot acolo, dar în altă... Până când nu este posibil. Uh-huh. Deci tu cauți de a munci. Da. Ai pus CV undeva? Da, am depus. Ai depus, da? Are emoții. Hai să povestim. Se vede că are emoții. Și eroina noastră. Săracul. Să-și dea seama cine este. Gheorghe are 37 de ani împliniți, a fost căsătorit, dintr-o neînțelegere a ajuns la divorț, dar cu siguranță are un legământ frumos pentru că crește cu mare drag o fată are. Nu, numai bine. Este la mama, el vede... Vă completează puzzle-ul, doamna. Trei copii, vă metem numai doi. Vă dorește o viață fericită, vrea să fie iubit și prețuit. Vrea neapărat să-și găsească o parteneră de viață, o femeie blândă, deșteaptă, cu suflet deschis și prețină. Și joacă volei! Da, de ce nu? Uh-huh. Dar cum reacționezi la faptul că eroina noastră mai are doi copii? Păi, dar nu-i problemă, doamna. Deci tu ești disponibil. Da, păi dai și eu mai am. Ce așteptări ai tu? Pentru că, în general, când oamenii se reîntorc în cadrul acestei emisiuni, își doresc ceva anume. Da. În continuare, să-și găsească pe cineva că n-au reușit tura trecută. Adică mi se pare destul de logic pentru ce au revenit. Ce-ți dorești? Îmi doresc să fiu fericit și să am o viață nouă cu cineva. Asta e așa o informație, știi, în aer. Chiar, dar tu faci ceva pentru ca să întâlnești o femeie afară de ca să vii la noi la emisiune deja a doua oară. Dar unde? Adică e pe bune, mai ieși și tu din casă. Nu mă vii aici, nu știu ce stai, aștept să... Mi se pare că îl ceartă un pic. Intuiești că tu ai putea să întâlnești viitoarea ta soție? Abdă, trebuie să-l întrebăm Sara cum. Unde te duci tu, Sara? Că nu știu. Te duci corect ori nu? Adică asta e întrebarea rușinoasă unde merge seara. De ce sunt rușinat așa? Da, cu prietenii mă ies în oraș. Tu ai mulți prieteni? Da. Prieteni, am colegi prieteni de au familii, cred că deja. Sunt care au, sunt care nu. Irina, tu ești eroina principală, hai. Hai, scoate tu trei vorbe de la el, că nu vrea să vorbească cu noi. El te rog la întrebări tu. Da. Hai, mai vorbiți între voi, că noi... Da, fi, na, hai, jucați-vă acolo și... Cum îți vezi tu viitorul tău, într-o mare parte așa, la să-mi găsesc un loc de muncă care să mă avantajeze. Deci, dacă tot vorbim de avantajat. Deci, domnul Gheorghe, o regulă. Liniile orizontale ne îngrașă, liniile verticale ne slăbesc. Bine, dar în afară de muncă, ceea ce ține de familie? Da. Care este scopul tău? Adică care este... Păi să familie! Scopul de a crea o nouă familie și de a fi Așa eram eu la matematică când mă ridicam picioare. Deci scopul de așa, da. Și după o suna pe maică. Fericit împreună cu persoana pe care o să o da. Ce faci tu ca să aduci fericirea în familie? Cum? Zâmbiești, trăiești. Eu da greu. Ți-ți plac copiii? Da. Eu am o fiecare de 10 ani. Știi. Și ai dorit să mai ai copii? Da. Uite, eu vreau 5 copii. Aoleu. Da, aș dori. Da, aș dori, da, primesc, da, mă bag. Deja am doi nevrofei. Aș dori. Nu, nu mă sperie, mie îmi plac copiii și eu sunt fericit când... Nu se uită în ochii în momentul ăsta, uitați-vă. Ia zi, bro, ce așteptări are Gheorghe și ce l-așteaptă în 2024? Aoleu! Uite, știi, când... Vezi un bărbat educat, dar educat așa, că trebuie să... Că trebuie să fie. Fii foarte reținut în exprimări, atent, exact. Să fii atent, să nu încalci careva coduri morale, etice, da, să...
să arăți partea bună. Știi, uneori... Doamne, treceți la subiect! Nu este prea benefic. Dacă da. Când este în excesiv, când prea când mult bună, da. Dar tot nu-i gine. Trebuie să când este prea multă reținere, când este mult autocontrol. Mai e pe românește, că vă zic eu. Bărbatul trebuie să fie din când în când și handrălau, să te ia, să te... Să-ți facă copii. Cred că aici bate, adică nu-i bine să fie tot timpul cu minte și... Bine, înțeleg ce zici, adică corect. Dar a venit timpul, Gheorghe, la 36-37 de ani, nodurile tale care ești berbec. Eu tare mi-aș fi dorit ca Irina să te aleagă, fiindcă ea este berbec și iată da, cine... De unde știți că nu-l alege? Că poate-l alege. De ce trage în concluzii primi? Clar nu-l alege, dar... Poate pe tine să-ți dea așa un... Știi, un foc, o motivație, un impuls, anume o femeie din zodia berbec. Aha. Scorpioanele tot, dar o să fie prea complicat. O să te distrugă scorpioanci. Da? Scorpioanele. Zjegoase. Alegi între berbeci și balanțe. Deci, care deci nici nu vreau care este zodia scorpion să nu vă vad. Sunt niște scârba. O zis, doamna, eu nu știu, nu vă cunosc. Abar, nu mă pricep la zodia, nici nu prea pasă. Eu judec caracterul după om. Invers. Să-ți dea așa un șut și să spună, Gheorghe, eu cred în tine, tu ești da. Bravă. Ești bravo, Gheorghe! Vreau să văd erou. Deodată o întreabă, tu și ești, și balanță, da, și ești. Iată, dacă o să fii berbec, să încerce. Și, eu nu știu ce se întâmplă. Comunicare. Le scrii la fete. Hai cât vorbește femeia asta. Dar apropo, dacă veni vorba de faptul că e bărbat, ești într-o, tu ai prieteni devotați, prieteni cu care vorbești, ești la un șar, la un garaj. La un garaj? Eu și bărbat, dar și băietul mama. Și timp De asta aveți ceva cu el acum, sincer. Da. Și nu doar de mama fizică și spațial, teritorial, dar și psihic. Dar unde se duc mai omul? Omul, cum suntem într-un secol atât de greu, de unde el să aibă casă? Ai putea să-l iei la tine? Deci mie mi se pare că fiecare vorbește pe limba lui și vorbește cu totul altceva și... Înțeleg. Aș zice un lucru. Da, nu e o problemă. Eu dacă mă îndrăgostez de cineva sau... Nu da, contează că ai gras sau ce? Să locuiesc cineva, pentru mine nu mai contează nimic, adică, da. Eu sunt o persoană foarte impulsivă. Da? Și rău te îndrăgostești? Extrem de impulsivă, nu. Pentru mine e foarte important ca bărbatul să fie calm. Pentru că eu sunt omul care... Mai nimeri la fix. Georgiana, Irina, cum o cheamă? Irina. Dai tonalitate. Da, dar și mănânc energia cuiva, adică din calmitatea lui eu mă calmez. Eu sunt foarte activă, Eu până atunci mai am o întrebare așa. Da. În casă cine gătește? Cine stă la bucătărie? Bărbatul ori femeie? Ambii. Cred că ambii. Ce ai face pe menagera? E că faci curatul, pune hăinuțele. Cred că bărbatul. Aha, e bun. E ca așa îmi place. Așa e bun. Așa nu mai potrivit. Gheorghe, mulțumim pentru că ești în cadrul acestei emisiuni, dar este momentul potrivit în care vrem să îți facem o invitație. Să vedem ce surpriză i-a făcut. Pentru frumoasa noastră eroină. Succes. Aici sunt curios. Ăla-i. Am hotărât să-ți doresc acest cadou pentru seriile de iarnă și cred că va fi un cadou util. Un mini calorifer, ce acolo? Să-ți aduc aminte de mine. Vai, dar ce frumos, bravo! Gheorghe, dacă vine vorba de faptul că vrei un cadou care îți aducă dor de mine și nu știu cum ai venit tu acolo, să fii într-un ceas bun. Noi ne bucurăm extrem de mult că ești în cadrul acestei emisiuni și să știi că magia acestor sărbătorilor de iarnă mai este valabilă și în cadrul acestui post de televiziune și în cadrul acestei emisiuni. Uite, acolo este un coș magic. Ia alegeți un plic să vedem cu ce te duci tu acasă, pentru că fiecare dintre invitații... Ăștia de-aia au venit la emisiune să câștige premii! Ce ne pășesc. Și eu m-aș fi dus! Se duc acasă cu un cadou. Ia zi! Cât de norocos ești! Ce este? Televizor cu ecran LED. Merge. Bravo. Asta e investiție, tati, ție o bluză frumoasă, nu știu ce pui pe tine, hainele îți rămân, cadouașul ăla, dai și pleci cu un televizor acasă. Vezi, Gheorghețu, mai trebuie o casă, să trebuie o casă și o mireasă și Doamne ajută. Da. Mulțumim încă o dată și în camera de șteptare. Da, mulțumesc. Ce-a fost asta, men? Irina. Astfel, această întrebare aparține pentru fiecare care vine în rol de erou sau eroină. Ce ți-a plăcut și ce nu ți-a plăcut la Gheorghe? Mirele cu numărul 1. Este o persoană cu temperament foarte, foarte liniștit. Foarte, am senzația că și va mănâncă acasă, preventiv când vine sau și va, nu știu. Eu, de obicei, când pregătesc mâncare sau ceva, eu toate lucrurile fac foarte repede. Aha. Dar și bine.
Mai da, nu trebuia, nu-i comod așa să fii plus cu minus, nu? Unul... Da, din ceea ce constă, adică caracterul lui cu caracterul meu, eu primesc calmitate de la el, mă calmez. Dar eu iubesc oamenii care e sunt mai cam. Activi, să facă ceva repede, adică... Adică e gras, doamnă! Că asta e, că o tot dăm după gar și nu știu ce, că încearcă aici să fie drăguță, nu știu ce, dar ne-am dat seama despre... Na, omul pare super ok, dacă ar da un pic jos și ar face un pic de ăsta și ar avea mai multă încredere în el, cred că se potriveau. Dar haideți că vedem data viitoare să-i cunoaștem și pe ceilalți pretendenți. Vă mulțumesc tare mult, aștept părerele voastre în comentarii, like, share, subscribe și ne vedem data viitoare!